Salut și bine m-am găsit la un nou episod de SAMP. Tot aici pe serverul meu de SAMP. Băieți, eu sunt Radu și ca de obicei îi dăm aici un episod blană din seria voastră preferată. Tot pe serverul meu. Hai să-i dăm frumos un fly. Ce-ai făcut, John-ule? Nu merge fly-ul? De ce nu merge? Nu merge pentru că nu sunt pe cont de admin. Dar înainte să vorbim despre ce vom face în videoclipul de astăzi, hai să dăm drumul la tutorial. Voiam să vă mulțumesc foarte, foarte frumos pentru cele aproape 2000 de like-uri de la ultimul video. Bă, nu știți cât mi-a crescut mie inima între ghilimele că am văzut că cât de mult se bucură Nicușor când se joacă acest joc sau când l-am cumpărat și că îi place și m-am bucurat și mai mult pentru că voi ați apreciat oarecum gestul meu. Am văzut că am strâns aproape 2000 de like-uri și, nu știu, 15 dislike-uri, care alea oarecum sunt, e imposibil să nu iei dislike-uri. Trebuie să fie un hater acolo care nu te iubește. I-am dat frumos exam și hai să-i dăm drumul la examen. Gata, genilor, am terminat și examenul. Acum mi-a dat frumos să-mi fac eu. Trebuie să pornesc motorul, așa că voi apăsa eu tasta F7. Voi apă... A, fax, a văzut numele. Nu e problemă, dăm admins, 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 admins. Încă o dată, acum cred că a dispărut cenzura. Băieții, ați văzut și voi foarte bine. O să cenzurez numele. De ce? Pentru că vreau să joc under fucking cover. Nu vreau să mă diferențiez pe acest cont de absolut nimeni. Vreau să fac o serie de la nimic, de la zero, de la cont de la zero to hero. Gen, nu știu dacă am, de fapt, n-am cum să obțin funcție de helper și așa mai departe, pentru că oarecum îmi dau singur, dar vreau să ajung undeva într-o facțiune, poate rang 5, poate chiar tester sau ceva de genul. Trebuie să ne cumpărăm un telefon. Mi-a zis un număr de telefon, așa că voi da admins, admins, admins din nou. Da, sunt on. E cineva on pe contul meu. Oh, mi-a spart, de fapt nu mi-a spart, mi-a spart cineva contul de owner. Mare clickbait. Răducule, în ultima vreme numai clickbait faci. Ultimele episoade sunt doar clickbait-uri. E, boss, ce să-i și faci? Asta este. Da, hai că mi-a venit și idee de video. Bun. Shop, hai să ne cumpărăm. Nu shop, joinilor. Bui. Mi-a dispărut mașina de la tutorial Fagio, respectiv fac. Phonebook ne cumpărăm și ne cumpărăm și credit, joinilor, și mergem la următorul pas din tutorial. Am intrat în clothing store, așa că vom da clothes și ne alegem noi foarte frumos un skin de fetiță. De ce nu? Păi că merge asta, bun. Acum trebuie să mergem să luăm un job. Hai să facem și pe asta. Gata, băieții, am ajuns la job. Am apăsat foarte frumos Y și acum ne dă câteva detalii despre job. Hai să vedem și despre ce detalii este vorba. Dacă vreți, puneți și voi pauză la videoclip să vedeți. Foarte mulți dintre voi știți deja tutorialul. Și eu îl știu pentru că știu cum vine treaba asta, pentru că eu l-am gândit oarecum, eu și cu Eddie. Imediat după ce, mamă, Ciupa este ownerul la Pizza Nice. Sunt curios câți bani are în el, m-aș uita în baze date. Cred că are undeva la vreo 10 milioane în pizza. Știu că în farm sunt destui de mulți bani. Bun, ai fost transferat în lumea virtuală deoarece am terminat tutorialul și hai să-i dăm drumul să muncim puțin. Hai să ne dăm noi foarte frumos work. Nu ești la... Ok, bă, au schimbat ăștia locul? Cred că da. Motorul mi l-a dat pornit, așa că îi dăm foarte frumos drumul la treabă. Heți, am ajuns și în la prima destinație și am luat foarte frumos 31 de K în total, 21 câștig normal și încă 11 de la job boost. Am job boost deoarece am papagalul. Oricum, asta partea de început va fi puțin plictisitoare pentru că foarte mulți o știți, dar sunt și câțiva ce nu o știu și de aia oarecum o fac. O să fie mult mai palpitant să vedeți cum ce aproape mi-a dat astea două checkpoint-uri. Belea rău de tot. Sunt curios cât o să-mi dea. Mi se pare că îți dă și în funcție de timp sau de distanța parcursă. Imediat vedem. Cred că o să-mi dea undeva la 10K și cu 5K. Ajuns prea devreme, da, este un mic timer anti-abuz, ceea ce este ok, pentru că erau câteva cheat-uri cu care s-a făcut averi destul de mari. Băieții, sunt curios să-mi scrieți în comentarii cam în cât timp credeți voi
că o să ajung să-mi cumpăr Infernus și vreau să fac acest experiment deoarece parcă mi-a venit așa cheful rău de tot să manevrez așa niște mașini, să cumpăr mai ieftină, să o dau mai scumpă, să cumpăr un skin mai ieftin, să dau mai scump și chestii de genul, băieții. Hai mă lasă să intru. Gata, m-a lăsat 20k și cu 10 încă 31k. Belea rău de tot. Chiar e bine rău. Hai să vedem unde ce următorul ce cum aoleu, tocmai nord. Să-mi ziceți dacă vă plac videoclipurile de genul așa, cu mai multe cut-uri, să nu fie plictisitoare când mă plimb, mai ales că îi dau cu fagiu și cred că e destul de nasol să vedeți cum mă plimb cu pârâitoarea asta. Și mai am destul de puțin și ajung și la următorul checkpoint, care cred că va fi și ultimul, deoarece vom închide videoclipul după acest checkpoint. Voiam să vă rog foarte frumos să lăsați sugestii de challenge-uri oarecum pe contul acesta, gen fă level 3 în maxim o zi sau fă rost de puncte premium mai puțin de o săptămână sau chestii de genul, băieții. Pentru că m-ar încuraja oarecum să joc, mi-ar da așa putere. Mamă, nu îmi zic că m-am blocat aici, că nebunesc. Ta, boși. Cu spatele, merge? Nu merge, ne dăm foarte frumos jos. Vehiculul tău va fi respawnat în două. Boși. Și mi se pare că... Ia. A, e grav. Sau? E grav. Vorbesc foarte fucking serios, e grav rău de tot. A, sau nu? Ia-o, frate. Așa, coborăm foarte frumos și acum împingem. Bă, la asta nu mă așteptam. Da, hai că are fata biceps. Ne-am suit în el și hai să-i dăm repede spre checkpoint. Iar apoi, cum am mai zis, o să închidem videoclipul. Da, aștept challenge-uri. Poate-mi da challenge-uri și pentru contul de owner. Dar cu contul de owner e mai ușor, să zicem așa. Sau gen... challenge, intră în paramedic la level 7 sau ceva de genul ăsta. O să încerc cât pot eu de mult să nu mi-arăt numele de tot. Poate chiar o să filmez și cu F7 așa, ca să nu vedeți deloc chat-ul. Cum ar fi? Hai să vedem cât mi-a dat. Uite-l și pe ăsta. 31k și cu 16,47 de K. Deja avem 151k așa, lejer. Și cu încă câțiva bani în bancă, eu zic că e super ok. Cred că cât se randează video mai bag niște, cred că bag niște fiși, că fișul îmi place mai mult. Băieți, mulțumesc pentru atenția acordată, sper să vă placă seria asta, sper să apreciați și videoclipul ăsta și dacă nu ați văzut videoclipul cu Nicușor, un videoclip mai altfel decât cu cele cu care v-am obișnuit deja, îl puteți vedea, este penultimul video, dacă l-ați văzut deja pe ăsta, înseamnă că e penultimul video. Eu am fost Radu și ca de obicei, vă pup, fratele, pa!